felicităm mișcările voastre, pentru că noi v-am văzut la repeti. Eu sunt praf. Cu Andrei nu discut, că mi-e frică să nu mă fac de rușine cu el. Adică el cu mine. Andrei, nu. Ce trebuie să știu în secunda în care mă apuc de zumba cu tine pe muzică populară și clasică? Ce trebuie să știu? E simplu, trebuie să vii la sală, să ai atitudinea asta care o ai tu acum, ne distrăm, ne simțim bine, transpirăm și uite așa trecut ora. Mm-hmm. Și dai jos și niște kilograme, tu n-ai nevoie. Deci, mulțumesc. De ce faceți voi zumba pe alte muzici decât face toată lumea? Ai înțeles un pic greșit. Facem zumba pe toate genurile de muzică, dar includem și muzica populară în playlist. Dar zic că face și pe muzică clasică. Și muzică clasică. Și atunci nu te-am înțeles greșit. Ai înțeles bine. Ce mă faci, mă, proastă, și pe dangul, și pe valț, pe ce vrei tu? Adică știu așa, și eu, place muzică. Atât, asta e tot ce simt în momentul ăsta. Fetelor, avem un microfon pentru la fete? Fetele! N-avem microfon, dar le dăm, îi dau la valiera mea. Cu cine vrei să vorbești? Uite, vreau să vorbesc cu domnișoara pe care scrie Zoro. Zoro. Ea nu știe zumba. Că scrie Zoro pe ea. E bine? Zumba. Zoro. Atâta s-a putut. Are dreptate, Andrei. Am înțeles greșit. Când te-ai apucat? În noiembrie facem 2 ani. Facem însemnând că... Noi grupul, care suntem cu Andrei, da? Care o parte din București, l-am văzut pe YouTube, ne-a plăcut foarte mult ceea ce face și am vrut cu tot din adinsul să-l aducem în București să facem un grup. Și așa suntem mai mulți aici, din Roșiori, ce de la Vârcea. Ce s-a modificat în viața voastră de când îl cunoașteți pe Andrei și de când v-ați apucat de acest... Mâna sus, să știu la cine vin. Absolut drăgălaș. Cine vorbește? N-am mai luat-o pe cineva în brațe de mult. Uite, bă, cum... Zi. Chiar vinu. Zi, ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în viața ta? Buna dispoziție, da? Apoi, veselia cu care ne întâlnim, cu care facem ora, Andrei, care ne bine dispune de fiecare dată. Am învățat să dansăm. Chiar! Bună întrebare! Trebuie să știi să dansezi, pentru că asta e una dintre... Nu! Deci atenție, nu trebuie să fiți început între ale dansuri, pentru că știu ce o să spuneți. Nu mă duc să fac zumba pentru că eu nu sunt talentată și mă fac de râs. Nu, fetele pe care le vedeți au învățat împreună cu Andrei să facă povestea asta și de fapt e mai degrabă un sport. Ele își doresc să se tonifice, să slăbească, să se zâmbească și să se ducă la serviciu mult mai bine dispuse decât erau înainte. De cât timp faci tu? Eu fac de 8 ani de zile, zumba, tot așa am început și eu, de asta spun că pentru zumba nu trebuie să știi să dansezi, eu n-am știut să dansez, dar la botezul fiicei mele eu nu am dansat, că n-am știut cum, de 8 ani m-am apucat, că mi-a plăcut, am terminat dreptul, dar nu am profesat, m-am apucat de zumba și uite că și acum fac zumba. Erai mai pufoșel înainte de a te apuca? Nu, așa e conformația mea, așa am fost tot timpul. Nu. Nu așa, mă, băiat. Așa te să spui, ce da, să... era da. Inez. Nu, eram mai pufoase. Ați slăbit mult? Ați dat mult? De kilograme jos? Vreo 2 kilograme. În cât timp? Unde, unde? 6? Aici avem 6. 6 bucăți. 6 kilograme frumoase. Da, jos. Da, și bine, tonifierea și... Plus prietenia care se cam leagă. Logic. Noi ne-am gândit să vă arătăm povestea asta, să vă le arătăm pe Andrei, să vă arătăm fetele. Poate cine știe, intrați pe YouTube și vă interesați mai mult în legătură cu această zumba. Originalitatea lui Andrei este faptul că își alege muzica nu așa cum face toată lumea, adică din ce se poartă, ci din ce simte el că s-ar putea scoate un act artistic. Noi am ales, am făcut un mix, pam, pam, pam. Voi, în principiu, ar trebui să faceți. Trebuie să știi muzica dinainte sau mișcările prestabilite? Da, unde? Că iar a plecat și n-am la valieră. Da, ce să... Da. În principiu, vă rog, încă o dată, ca și la televizor. Mișcările de bază. Ba da, da, lasă că eu nu l-am mai vrut, că eram băi, aici. Băi, băi, așa. Deci care e mișcarea de bază? Mișcarea de bază. Păi depinde ce stil abordăm. Stilul clasic. Andrei, ajută-mă. Andrei, hai, preia, că ai microfon. Deci, simplu, fii atent aici. Da. Hai să te învăț. Vino aici. Vine aici lângă mine și fii atent. Foarte simplu, la populară, da? 4 în dreapta, 4 în stânga. Ești gata? Ești gata? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, da? Hai să schimbăm, mergem în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu știu, că nu suntem la nuntă, suntem la zumba. N-ai de unde să știi ce-mi vine mie să fac când dansez. Atât. Așa simt eu, mă, simt... Hai să încercăm un reggaeton. Da, reggaeton. La microfon, te rog. Un reggaeton, vino și tu un pic cu aici. Păi nu, că nu scapi. Ia treci. Reggaeton, va, baby! Fii atent. Maluma! Nu, stai un pic, că te-am văzut înainte să intru și am văzut că era să-ți rup picioarele. Uite-te un pic la mine, concentrează-te, da? Eu cu dansul stau prost și de asta. Un, da, și ta, ta, ta. Ta, 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 și ta, ta, te pricepi.
Dumnezeu să-și mulțumesc! Asta e reghetor popular! Minunat! Simplu, eficient, plin de bună dispoziție. În momentul în care vă apucați, să puteți să fiți sigure că veți slăbi și mai ales că veți întineri mult. De asta e toată viața, am făcut la culebe de lor. Mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva, porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere voy a darle pa' que sienta y de nuevo Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Scotch, man. You drop it on me now, but me I want you with vitamin. Country girl, me say make your body so, but me I beg you please, girl, come and drop it right just up. Bumper up inna the ear, yeah. Says like you watch your gear, yeah. Do the one drop, yeah, so you no care what you tell him. No some muscle when he drop inna the square, yeah. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco!